Comisia pentru situații excepționale și-a abrogat propria decizie prin care a interzis restituirea TVA la exportul de ulei de floarea soarelui. Se întâmplă după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, directorul executiv al grupului de companii Transoil, Vaja Jashi, a spus că așteaptă de la decidenții moldoveni anularea dispoziției CSE din 18 mai. Atunci, autoritățile argumentau că interzicerea restituirii TVA la exportul uleiului de floarea soarelui este o măsură necesară în condițiile crizei economice. Acum, reprezentanții guvernului spun că situația s-a normalizat. În luna mai curent, Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat la pachet două decizii care au vizat în mod direct monopolistul Transoil. Acesta controlează peste 90% din piața de prelucrare a semințelor de floarea soarelui, deține două fabrici de procesare și poziție dominantă la capitolul producere și export de ulei vegetal. Mai exact, CSI a decis pe 18 mai că în perioada stării de urgență, uleiurile dezodorizate vor face parte din lista produselor sociale importante, al căror preț de comercializare este reglementat. Iar TVA-ul la exportul și reexportul uleiului de floarea soarelui se va face fără drept de deducere. Comisia prezidată de premierul Natalia Gavrilița a luat acele decizii după ce uleiul vegetal s-a scumpit brusc în magazine cu peste 30%. După aproape 4 luni de la aprobarea celor hotărâri, CSI a decis să abroge parte de decizie privind interzicerea restituirii TVA la exportul de ulei. Am întrebat-o pe purtătoarea de cuvânt a premierului Natalia Gavrilița care au fost motivele care au stat la baza noi decizii a CSI-ului. Iată răspunsul. Situația pe piața uleiului de floarea soarelui s-a normalizat și e cazul să revenim la normal. Guvernul va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile, dar își dorește ca acest sector să se poată dezvolta în continuare. La scurt timp după publicarea noii decizii a CSE, grupul Transoil a salutat abrogarea prevederilor dispoziției din 18 mai curent. Transoil salută revenirea la funcționarea legală a mecanismului TVA, revenirea la un cadru fiscal previzibil și sigur pentru investitori. Transoil reiterează că va asigura în continuare piața internă cu ulei de floarea soarelui de calitate, în volum necesar și la preț accesibil pentru cetățeni. În ultimele luni, Transoil a criticat dur decizia autorităților de a anula rambursarea TVA la exportul de ulei de floarea soarelui și a anunțat că va ataca în instanță dispoziția CSE. În aceeași perioadă, agricultorii au acuzat Transoil de monopol la exportul cerealelor și că le procură la prețuri derizorii. În replică, compania a menționat că nu Transoil este cel care impune prețuri, ci piața. În ultimii ani, Jurnal TV și alte instituții media au realizat zeci de anchete jurnalistice despre fondatorul Transoil, Vaja Jashi, inclusiv despre afacerile lui, despre prietenia cu Vladimir Plahotniuc pe care a recunoscut-o sau despre plecarea sa în Emiratele Arabe Unite în cadrul delegației oficiale Republicii Moldova condusă de fostul premier Pavel Filip. Tot Vaja Jashi a figurat într-un scandal legat de preluarea unor terenuri agricole în România.